2 februarie 23, de dimineață a fost un pic de fulguială, pe la amiază soare, acum este 2 sau 3, 3 ora și se zice așa că din bătrâni astăzi e ziua ursului și dacă ursul iese din bârloc și văzându-și umbra, se sperie și se retrage, prevestind astfel prelungirea iernii cu încă 6 săptămâni. Acum, astăzi a fost și soare și norat, nu știu ce a fi făcut ursul, dar după cum se anunță vremea, s-ar putea cel puțin 6 săptămâni să fie tot frig. Da, legat de albine, ce am găsit și eu din bătrâni, se spune că nu se mătură pentru că păsările să fie sănătoase și iar stupii să rămână productivi. Da. Legat de vreme, imediat să găsesc eu și pe telefon și vremea. 4 grade astăzi. Imediat și pe următoarea perioadă. Săptămâna asta, apropo, sâmbătă pe 4, o să fie la Târgu Jiu, Gorj, Târg Apicol. Sincer să fiu, nici măcar nu sunt sigur că o să ajung, dar sper să ajung. O să arăt în continuare de ce e posibil să nu ajung. Bun, de săptămâna asta 4 grade, 5 grade ziua, noaptea minus 2, minus 3, de sâmbătă se face foarte frig. Ajunge noaptea la minus 10, minus 10, minus 9 și tot așa până cel puțin până pe 15, 16 martie, cât preconizează ăștia vremea, tot frig și foarte frig, la minus 10 grade deja vorbim de ger. Asta este. Cum ziceam, mulți credeau că prin ianuarie că vine primăvara. Uite că am nimerit-o cu filmarea aia, ultima filmare când am făcut-o, nu mai știu nici exact ce dată, când ziceam că vine iarna. Așa se pare că se anunță. N-am mai băgat nici apifon, dar asta este, nu ne ajută vremea. Perioada asta acum băgam turtele proteice, dar anul ăsta nu se poate, nu ne ajută vremea. Ieri a bătut un vânt puternic, astăzi la fel. Continuăm cu alte lucrări. Cum ziceam, la albine nu prea aici lucra. Ce să lucri pe vremurile astea? Da. Toți cu o iarnă 2022-2023, o iarnă foarte călduroasă, dar se pare că iarna vine în februarie. Asta este. O iarnă foarte grea, din punctul meu de vedere. O să fie cred și mortalități. Nu știu dacă la mine. La mine deocamdată sunt. Uite, acum e un pic de soare și deja ziceam mai de mult cu soarele și casa vecinului și rândul ăsta. Deja soarele s-a dus mai sus. S-a dus mai sus soarele și acum e verde și pe ăștia. Ziceam că undeva prin februarie o să treacă soarele. Uite, e la limită. Pe aici e soarele acum. Și continuăm cu lucrările, alte lucrări. M-am apucat cu vecinul de garduri.
Poate mai arăt eu și în continuare, că vreau și eu să am amintire chestia asta, când lucram la gard. Da. Sunt familii care ar fi avut nevoie de turte. Nu știu, vedem zilele viitoare dacă e să fie măcar 5-6 grade. Dar să nu mai bată vântul, că astăzi bate vântul foarte rău. E posibil să pun niște turte. Că sunt familii care s-a spart ghemul bine de tot. Și alea consumă, mai ales că o să urmeze perioada aia foarte friguroasă. Acolo e posibil să moară stupii. Vorba aia, cu mâncarea lângă ele. Acum cred că știe toată lumea de ce pot să moară. Pentru că se anunță o perioadă foarte lungă cu ger. Da. Cam asta e. Așteptăm primăvara, doar că se lasă așteptată. Ne auzim. Sper să ajung și eu la târg sâmbătă. M-aș duce mai mult pentru ședință, pentru întrunirea aceea apicultorilor. Da, vedem dacă o să ajungem.